Și a dat bună ziua, dragilor și bun găsit la antenă cu microfonul online. Suntem din nou Ștefania la treabă. Iată la tablă, așa cum am obișnuit altă dată. Deci, să zicem, clasa a șasea. Clasa a... am uitat să face șase. Așa. Și cu ce oare ce se zice ca titlul? Operație cu puteri, ceva? Reguli de cap cu puteri. Reguli de cap de calcul cu puteri. Eu zic să ne amintim un pic partea teoretică, așa, și că să dăm drumul la treabă. Adică, cum se mulțesc două puteri care au cele bază? A, mai întâi A, 0, egal cu 1, orice număr la putere 0, vine cu un alt diferent de 0. Auzi, este diferent de 0, de 0 la 0 nu are sens. Da? 0 la 0 e ca un semn de întrebare. Nu răspund. Ține minte chestia asta, o observație foarte importantă. 0 la 0 nu are sens. Dar orice număr la putere 0 face 1 diferent de 0. 1, prima parte. 2. Cum se mulțesc două puteri care au cele bază? A la N, ori A la N, egal cu, spuneți-mi. A la N plus M. Așa. Invers. Dacă o să avem A la N plus M, înseamnă A la N, ori A la N. Deci, și înainte și înapoi. 3. A la N împărțit la A la N. Egal cu A la N, minus M. Perfect. 4. A la N, totul la M, egal cu A la... Corect. 5. A ori B. Totul la M. A ori B, așa, egal cu A la N, ori B la N. A la N, B la N. Și 6. A supra B. Totul la N, egal cu A la N, supra B la N. Da? Deci, iată cele șase proprietăți pe care le avem în vedere, pe baza cărora o să facem aplicații, supunem de la treabă, de la frumos. Așa. Determinați numărul natural pentru care avem. Determinați pe noi, așa, cât? Da. Nu e dat cu cine? Da. Așa am zis. Și bine, trei. Amic, nu? Da, amic. Trei la natura plus 3 la mână, egal cu 37 ori 3 la 15. 3 la 11, da? 15. La 15. Așa. Și pe 3 la mână plus 1, puteți scrie ca 3 la mână ori 3 la 3. Corect. Deci 3 la mână ori 3 la 3. Am aplicat proprietatea de aici, nu? Da. Plus 3 la mână, egal cu 36 ori 3 la 15. 3 la puterea 15. Acum putem să dăm un factor comun pe 3 la N. Perfect, e ceva pe 3 la N pe lângă, 3 la 1 plus 1. Ah, foarte bine. Știi, tot de ce? 3 la N plus 1, că de multe ori ai să gândă greșeală, nu spune nimic și da, da. Da, 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 ceva mai bun, corect. Egal cu 3 la 2, ori 3 la 15. Bine. Și 3 la 1,
Da. Perfect. Hai să observăm momentul important al registrului ăsta. Unde crezi că a fost interesant? Când o trebuie să descompunem pe 3 la numărul somn. Bun, o dată acolo. După scoaterea în față. Scoaterea în față comună. Al doilea moment important. După când am împărțit la 4. A, așa. Aici era un moment de derută. Da. Că dacă nu facem asta, să scăpăm de 4 coeficientul lui 3 la 9, nu putem opera. Și interesant că autorul a obiunit și nou aici. Dacă erau 8, nu putem lega din 3 la. Știi? Și nu sunt pe cea poate mai ieși. Da? Deci a fost totul gândit. Practic a fost înapoi făcut de ieși. Nu a fost compusat. Bun. Bine. Adică 30 minus 29.
29 ori 5 la 6, 526. Acum, persoana mai prea cu 29, da. Și vine 5 la mână egal cu 5 la 26, adică 2 egal cu 26. Nu egal cu 26. Spune-mi un pic, dacă a crescut în dificultate, ce părere? A crescut în dificultate aici? Da. A fost împărțirea asta? Da. 15 la 9 împărțit la 3 la 9, adică 15 împărțit la 3, totul ăla e copilă de aici. Ca și m-ar fi fost 15 la 9 împărțit, că vine adică aici s-a împărțit. Împărțit la 3 la 9, era 15 împărțit la 3, totul la 9. Și asta a făcut. Deci, asta a fost copilă. De acord? De, da? 49 din 2, 49 propriile de lei, da? Vine 7 la n. Împărțit la 7 la n plus... Nu mai este împărțit la 7 în capul de împărțire. A, da, da, da. Da? Da. Și vine plus 7 la n ori 7 la 2 împărțit la 7 egal cu 8 la 7 la 11. Acum dăm un factor comun pe 7 la 9. Așa. 7 la 9 pe lângă 1 plus 7 la 9. 1 plus 7 la 9 împărțit la 7. Egal cu 8 la 7 la 11. Și vine 7 la 9 ori 50. De ce 50? Păi 7 la 9 e 49 și 1 e 50. Nu, dar am împărțit la 7. Deci trebuie să facem împărțirea asta, cu ordinea efectului operațiilor astea. Și până la prima. Așa. Dar n-am pus în paranteză împărțirea asta. Ai. Așa. Deci 7 la lângă, 7 la 2 împărțit la 7. Vine 7. 7 și cu 1, 8. Deci vine 7 la lângă ori 8. Da. E cam 8 ori? 7 la 11. Așa. Acum vedem un amplimentiu, împărțim un amplimentiu. Așa. Da. Și vine 7 la 9, egal cu 7 la 11, adică n, egal cu 11. Nu e egal cu 11, ci termina de exercițiu. Da? Foarte bine, foarte, foarte bine. Adrie, nu? Nu, exercițiul ăsta s-a terminat. Asta s-a terminat și începem la tine, da? Da. Ce ghiciți îți spune în teva? Determinați numărul 1 pentru care... Ce ghiciți îți spune? Ghiciți numărul 17. Deci, exercițiul 17. Mai zice, determinați... Determinați numărul natural 1 pentru care sunt adevărate egalități. Pentru care? 2. Acum, să se rămâne la este determinat pentru că ca sunt adevărate egalitățile. Și începem. 2 la 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 2. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte. Plus 12. Așa. Egal cu 2 la n plus 3. Așa. Ce vale tu? Pe 2 la n plus 3 puteți scrie ca 2 la n ori 2 la 3. De acord. Hai să le opun de ei. Mi-am nu știu de care. Da. E procedia. Nu. Hai să vedem cum facem. Păi... Cum facem suma ce? 1 plus 2 plus 3. O luăm de parte. Așa. Și o să creiem 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus 13.
Da, dar plus, nu e înmulțire. Da, dacă era înmulțire. Atunci nu era să vreau să dea ei sumă. Da. Cu plus. Ah. Da? Da. Deci este telefonat și nu dau să că suntem în pasă cu tine. Da. Și vine mai întâi acum numărul. Este și cu numărul 12, că din un număr. Și pe 12, minus 1. Știu numărul lor. Deodată e 12. 12 minus 1 plus 1 faci 12. Deci numărul lor de data asta e rapid de știut, pentru că începe cu 1 și se sfârșește cu 12. Păi până la 3 este termeni, sunt 3. Până la 4 sunt 4, până la 12 sunt 12. Dacă tu mergi cu numărul lor, numărul, notezi tu, numărul e ca cu din ăsta scădem pe ăsta, în general asta e teoria, nu? 12 scădut cu 1, plus 1. Și face 12, cum se spuneam. Și atunci suma e la cu cine? Cu 12. 1, 12 plus 1, primul plus 1, da. Ori numărul lor. Ori 12, împărțit la 2. Adică este egal cu 13. 13, ori 12, vine 6. 6, 13 ori 6. Și faci și că se face calcul. Da? 78. Deci avem așa. 2 la puterea 78. Scrie, da? Da. Că-i făcută suma asta. E egal cu 2 la puterea 1 plus 3. Deci avem cum? Așa. 3 la 2 la 78. Egal cu 2 la... De ce se mai descompune? Că avem 2 la egal cu 2 la. A. Înseamnă că exponenții trebuie să fie egal. Da. Adică 1 plus 3 egal cu 2 la. Exact. 1 plus 3 egal cu 78, ce e ce zic? Și atunci rămâi egal cu 78 minus 3 și nu egal cu 75. Perfect. Dă-te mai departe. Așa. 7 la 11 plus 12 plus 13 plus 15 plus 30. Egal cu 7 la 9, tot la 13. 7 la 9, tot la 13. Tot la 13. Echipa 3, nu? Nu, la 3, nu la 13. La 3, la 3. Da. Ori 49. Am și ori 49. Da. Echipa 3. Acum, la fel, mai întâi luăm suma de parte. De o parte, așa. Mulțumesc. Și numărul. Numărul de termeni. Egal cu 30 minus 11. Plus? Plus 1. Da. Da. Nu, egal cu... Acolo mai e urmă împărțit la lații, îți amintești, da? Da. La lații 1. La lații 1 aici. Da. Și vine 29. Deci pe tine, minus 11 plus 1, minus 10. E 31. De 31, așa e făcut scăderea. E 19, nu-i 21. 19 și 1, 20. Altfel, 31, 31 și plus 11 rămâne... Cât am zis? 20, da? Bun. Suma asta, da? 30 plus 11. Ori 20. Împărțit la 2. Ori 20, împărțit la 2. Și bine, 41 ori 20. Ori 10. Ori 10. Eu dacă fac 20, împărțit la 2, fac 10, da? Da. Și facem? 410. 10. Și acum avem 7 la 2. 7 la 410. Deci 7 la 410. 7 la 410. Egal cu 7 la totul la 3. Adică te face? Adică 7 la 9 ori 3. Așa. Egal cu 7 la 3. Ori numărul 3, ori 3 de totul la 3. Da. 2 ori 3 ori 3. Ori 49. Ori 49. Echipare. 7 la 4.
4 la 3, da? Da 3. Dă seama așa, la 3, da, da. Așa? Tot? Ori 7 la? Ori 7 la 2. Corect. Așa. Acum, putem scrie 7 la 410, dar 7 la 9 ori 3 plus 2. 7 la 3 plus 2. Da. De unde rezultă că? De unde rezultă că 9 ori 3 plus 2 egal cu 400. 3 să scriu. Ori 9 ori 3 ori 3 totul. 3 plus 2 egal cu 410. Ce e cel bine? 3 ori 9 egal cu 410 plus 2. 3 ori 9 egal cu 408. Și n egal cu 408, pentru că trec la 3, unde n egal cu, merge o dată, da. Rămâne 10 de 3 ori, de 3 ori, 3 ori 18 și 6. 6, 136 de patrici. Hai să vedem care a fost mecherii, să analizăm. Deci mai întâi a fost calculul aceste sume, Gauss. Țin minte, dacă se poate să executiv, numai în rața e 1 și n-ai 2 mai împărați. A fost capcana asta, dar știu că o putere la altă putere, treină. Apoi, după ce am capcat suma Gauss, a urmat pe 49, că visul nostru s-a apărat, ăsta se apare 7 la, egal cu 7 la. Și 49 mă fie în față, că e 7 la 2. Și se mai poate așa de la Cristul. Deci, perfect, am pe eu ceu. Observăm că este dificultate de la o mică și sus, nu? Da. Este în dificultate de la o etapă. Ok. Așa, vine 2 la 5 plus 12 plus 19 plus multe puncte. Deci 5 plus 12 plus? 19. Da, a fost multe puncte. Plus 75. Da. Egal cu 2 la 11 ori. 2 la 11 ori? Da. 11 ori nesus acesta. Așa. Așa. Luăm de parte suma. Corect. Și diferent. Și aflăm număr de termen. Număr de termen, da. Egal. Egal. Bine. 75 minus 5. Împărțit la ratie și ratia e... De la 7, la ce? La 12? E 7. 7. Adică din 12 scădem de 5 și luăm 7. Împărțit la 7. Plus... 1. Și egal cu? Egal cu 70. Împărțit la 6 plus 1. Egal cu 10 plus 11. 11. Și atunci, e ceva de exercițiu. Așa, vine 70. 2 la. 2 la. Dar n-am... N-am făcut suma, n-am calculat. Ai dreptat în numărul de foarte bine punctat, cum mă credeam. Deci... 75 plus 5. Deci e ca la aici trebuie să mă întâlnă. Da, 75 plus 5. Văd câți termeni am. 13. Da. Și bine, 80 ori 11 împărțit și... pe 1 din ei. Ori pe 11 ori pe 80. Pe 11 nu. Da. Atunci 80 împărțit la 2 și face 40. Da, 40. Ori 11, da. Face 440. 4. Da. Și acum avem 2 la 440. Da, 2 la 440. Egal cu 2 la? Egal cu 2 la 11 ori 9. Sau 2 la 11 ori 2 la 9. Nu. Nu e 2 la 11. La 11 nu e atâta însă. Este 2 la 11 ori 2 la 9. Da. Nu-i bine. Nu. Nu, e 2 la, 2 la 11 tot ori la 9 dacă vrei. Da? Da. Că dacă zicem 2 la 11,
Ori, 2 la 1, 2 la 1, sau până, 2 la 11 cusme. Dacă ai fost 2 la 11 cusme, atunci da. Deci atenție multe, acolo lăsăm așa, că nu mai e rău. Deci 2 la 11, 11. Acum, are 2 la 11, este egal cu 440. Mai egal cu 40. Din nou, foarte tare și au consumi acestea, da? Nu mai suntem în consecutivi. Deci, din ultimul scădem pe primul, împărțim la rație, din câte cât scadă cresc ei, 7 și am mai plus 1. Și deci, am găsit numărul de genul 11, spunem primul plus ultimul, ori sunt ei 11, împărțim la 2. Asta e formula de calcul, da? Și cam o să pune ce la răspunsul corect. A, B, C, D. Nu mai e D. Deci nu mai avem punctul D. Deci nu am de ghiști. Ghiștiți numărul? Păi, cam asta o fost tema. Așa. Dar am mai ghiștit o fostă. Mai e doar. Următor. Așa. Mai e ghiștit o deci, ghiștiți numărul 18, da? Exercițiul 18, te rog. Și bine. Fie nou un număr natural, scrie cât mai simplu numele. A egal cu, paranteză, 21 la n plus 2. Cum? 21 la n plus 2. Așa, minus 7 la n, ori 3 la n. 4 la n, ori 3 la n. Minus 84 la n. Împărțit la 4 la 1, ori 440, împărțit la 21 la 1. 21 la 1. Egal, nu? Da, egal. Deci calculăm să fii, să facem calculul ăsta. Da. Încă o dată citește numărul ca să înțelegi și tot. Fie nou, număr natural. Scrieți cât mai simplu numele. Adică calculați. Da. Expresia asta. Și bine. A egal cu. Așa scrie, A egal cu? Da. Aha. Deci A egal cu, nu înseamnă că e punctul A. A egal cu. Pe 21 la n plus 2 îl putem scrie ca 21 la n ori 21 la 2. La 2. Da. Deci 21 la n ori 21 la... La 2. La 2. Minus. Da, putem să-l mulțim. Da. 21 la... Fiindcă amândoi sunt la putere. Da. 21 la... Același exponent, da? Da. O formă. Deci 21 la... Minus. Aici, la fel, putem să împărțim. Și da. Merge 21. Că vine 4 în loc de 2 ori, pentru că am făcut de 21 la... 21 la... Care era paranteză? Până la împărțit la 21 la 1. A, asta toată bucata de era. Da, așa. Așa de aici început, da? Bun, bun. Bun început. Și pun și aici ține foarte bine. Așa. Și egal cu? Și egal cu. Acum, putem să dăm un factor comun pe 21. Perfect! Din paranteză vedem că putem scoate factor comun pe 21. Deci o să ducem egal mai departe. Egal în spate cu 21 la 0 pe 1, 21 la 2, 21 la 2, minus 1. Asta-i. Minus 1. Am afirmat. Voi face întrebări. O întrebări ce gând în sac peste el. Deci minus 4 și 4 este minus 1. Da. Mă bucur mă că nu te-ai băgărit niciodată. Asta se va face. Nu mai ai spus la. Împărțit la 21 la n. E cam cum? A, dar... Dacă acolo e 21 la n și acolo... Împărțit la 21 la n, asta se termine. Da. Și doar face capul. Hai să facem capul ăsta totuși. Așa. Deci, dar ai spus bine, ce să mai pierd? Ăsta și pe ăsta.
termen. Și se vede, 21 la 9 face 21 la 21. 21 la 21, 2, 4. 441. 4. Ia punem în asumă, să vedem așa. 441 minus 440. Mai era ori. Da, da, că l-a scos singur, rămas minus de aici. Mi-a scos de 21, dar era da? E bine așa, da? Dacă nu e bine, mă corectez. E bine. Bun. Și capul. Acum putem să luăm factorul
factor comun pentru acești 5 la mână. 45. Adică 45 la mână pe lângă, 45 la a doua. La a doua. Minus 45. Nu? A zis că sunt încă un 45. Eu zic să scoate și un 45. Deci scoate maximul posibil. Că ce rămâne este 45 la 2 și minus 45. Da. Și atunci merge încă un 45. Deci vă zic încă un 45. E comun. Și asta deci. Da. Pe lângă. Pe lângă. Rămâne 45 la 1 Da. O fost la 2 rămâne la 1 Minus? Minus 1. Minus 1. Foarte bine, minus 1. Împărțim totul la 45 la 1, de acord? Da. Plus 38. Și stau cu. Acum, fiind acolo împărțiți și... Așa, 45 la 1, 45. Unul din factori este de așa 45 la 1, să simplifică. Și... Bine, 45 ori 44. M-aș gândi? 45 minus 1 face 4. Plus 31. Și egal mai departe. Din păcate nu prea am ce face, că 31 e număr prim. Nu mai pot să gândiți, mai spun ceva factor comun. Trebuie să mulțesc 45 ori 44, trebuie să faci. Deci zic aici, după ce am zis 15 la 1 din cauza că
5 la număr 3 la număr, au făcut 5 plane. Da. Ori 15. Ori 15. Și ori 5 la? 5 la 3. La 3. La 3. Corect. Cu asta am întâlnit prima cu parte. Da. Plus. Aici am... vine tot 15 la minus. Foarte bine, 15 la minus. Și 5 la 3 ori 3 la 3 a. 3 la, din 3 la 3 a iau 3. Iau 3 și rămâne 3 la 3. A doua. A, da, 3 la a doua. Și 3 același cu 5 la minus eu face 15. Da, și după ori... 3 la a doua. Deci ori 15. 15 ori 3 la 2. Corect. Și plus 15 la 2. Acum, putem să dăm un marcor pământ pe 15 la 2. Atât putem, da? Când am capul la 15 la 2, este și aici un 15 la 2, dar nu am ce-i face. Să fie sănătos. Da. Deci egal mai departe, din cauza că este 15 la 2 simplu, da? Deci 15 la 2. Deci, chidem paranteza? Deci, sunt chidem paranteza. Da, în continuare. Că există la capăt. Nu? Da. Deci, plus 1 la sfârșit. Așa. Plus 1. Din cauza că l-am scos pe 15 la 1, da? Da, l-am scos și pe el. L-am scos aici 15 la 1? Da, da. Și rămâne 1, da. Așa. Și egal mai departe cu... Așa. Nu când e aici, nu e comun, că avem 1, 2, 3, la 2 este, dar nici la al treilea. Deci aici e de caz. Dacă ar fost și un 15 aici, mă scoteam. Exercițiul sigur se trebuie cu 5 la 1 la sfârșit, plus 15 la 1, sau împărți la 15 la 1, ia uite de tu. 15 la 1. Plus? Da. E, să fii sănătos. Muncim așa. Da. Așa. Dar să știi că el a fost gândit așa să fie împărțit la 5 la 1. Că dacă ai fost împărțit la 15 la 1, totul așa să fost într-o paranteză. Da. El a deșteat pe treaba că scoteam cu 15 la 1. Da. Și împărțit la 5 la 1, nu știu ce, și era deșteaptă, deșteaptă, așa, e urât. Noi lăsăm așa să o modificăm, ca să ne placă. Îl modificăm, că de urât, sigur că. Deci, autorul așa a gândit, dar cred că e o greșeală de ce e fi împărțit. După ce, pe primii doi, împărțit la 5 prea mea. Da? Și pui într-o paranteză, pe autorul. Împărțit la 15 la 1. Așa. Și acum vine, și aici vine așa, închide în partea de aici, mai zic cu surul. Da. Și împărțit la 15 la... Da, 15 la 1 cu 15 la 1, da? Da, se simplifică. Da. Se simplifică și acum, aici da, din ăștia doi mai spate, mă, 15. Da, acum... Deci, da, da. Bun. Ei,
a făcut și așa fericiți, urmează A, B, C și D, nu? S-a terminat. S-a terminat. E 3, 2, 4, 5. Următorul. Hai să mai facem o câte întreabă din ceva. După mai mergem cu cine spreți eu la 3D. Wow! Fain! Da? Așa e bine, bate cu ordine. Da. Da. Așa, de ce vă spune de ce? De ce? No. Demonstrați că prin fenomen natural sunt adevărate afirmațiile. Demonstrați că pentru orice e natural sunt adevărate. Sunt adevărate. Așa. Și amic. Amic. Punct amic. Da, așa. Numărul A mare. A mare egal cu 72 la numărul sonul plus 3 la 2 ori numărul sonul. La 2 ori numărul sonul. În paranteze? Sau numai la? Nu. 3 la 2 numărul sonul. Da. Ori 2 la 3 ori numărul 2. La 3 numărul 2. Așa. Deci 3 ori numărul 2 înțeleg. E vorba că nu plus 2 să fie în paranteză. Dacă zici 3 la 2 la 3 nu plus 2, fără să mă oprești. Da. Deci 2 la 3 nu plus 2, îl pronunț repede. Așa. Dacă faci o pauză, 2 la 3 nu plus 2, eu înțeleg 3 la nu plus 2 spun în paranteză. E vorba pauză. Da. Dar dacă zici așa, dintr-una, plus 2 la 2 n ori 2 la 3 n ori 6 se divide cu 15. Să arătăm că tot numărul ăsta se divide, punem într-o paranteză tot ăsta, da. Se divide.